Jandarmii montani de la Borș au participat alături de salvamontiști, de pompieri și de reprezentanța ai Parcului Național Munții Rodnei la acțiunea de căutare a turiștilor rătăciți. Căutările au fost întrerupte luni dimineața în jurul orei 3 din cauza oboselii și a traseului extrem de dificil, fiind reluate în zorii zilei. Pentru a da de urma turiștilor s-a folosit și un elicopter. Luni în jurul orei 10 turiști au fost găsiți și transportați la spital pentru a fi consultați de medici.